El cu vestea profeției ce azi se împlinește cu noi. Să cercetăm, să înțelegem mesajul, timpul e scurt, vine ziua de-apoi. Doar lângă Iisus, în casa de slavă, vom uita plânsul greu, lacrima cea dură. Fiți calea sa.
Dragii mei frați, vă salut cu pacea Domnului Iisus Hristos și în această seară și vă spun un bun venit aici, la întâlnirea cu acest cuvânt sublim din partea lui Dumnezeu. Iubiții mei frați, este o bucurie în aceste timpuri, timpuri ale sfârșitului, să putem să stăm împreună, să studiem din cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim unii pe alții și să ne pregătim pentru cer. Așa cum vă spuneam de multe ori, mi-era dor să intru, să pot să vorbesc, să simt pulsul dumneavoastră împreună cu mine și împreună cu frații care prezint aici la Iacov Israel, să facem pași mari în a ne apropia de Dumnezeu și a ajunge acasă. Dragii mei frați, înainte să intrăm în subiectul din seara aceasta, aș vrea să ne plecăm pe genunchi și să rugăm pe Domnul ca să fie în mijlocul nostru prin prezența Duhului Său cel Sfânt. Așadar, vă invit să ne plecăm în genunchi înaintea Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste momente solemne, înainte ca pâinea care se coboară din cer, cuvântul Tău să fie împărțit fraților și împărțit nouă tuturor, Te rugăm, Doamne, să fii aici, în mijlocul nostru. Doamne, avem nevoie de Tine. Ce aș putea să spun eu, Doamne, care sunt o mână de țărână, dacă nu ai fi Tu aici lângă mine? De aceea Te chem insistent în momentele acestea. Trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să fie în momentele acestea aici și să călăuzească cuvântul, iar mesajul din seara aceasta să aibă putere, Doamne, pentru că vine din partea Ta. Te mai rog să binecuvânți pe frații mei cu înțelepciune, multă credință și fiecare dintre noi, Doamne, să ne facem parte în lucrarea Ta. Binecuvântă familiile, binecuvântă copilașii și ajută-ne, Doamne, să ne trezim la realitate pentru că vedem că s-a sfârșit. Îți mulțumesc din toată inima și cred din tot sufletul meu că Duhul Tău cel Sfânt este peste mine, pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragii mei frați, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre grupul nostru de la Iacov Israel, pe unde mai lucrăm, ce mai facem, frații de la Iacov Israel. Sunt, așa cum vă spuneam de data trecută, sunt într-un oraș mare, în Cluj. Am început Clujul. Dumnezeu să binecuvânte orașul acesta. Sunt 17 frați care au fost acolo și este nevoie de multă, multă sămânță. Din câte am înțeles, 40.000, poate chiar mai bine, au intrat săptămâna aceasta. Urmează ca săptămâna care vine, de duminică, frații, să ajungă din nou în Cluj și cred că 4 săptămâni vor merge în orașul acesta mare, să nu scape nicio casă și să poată lăsa în mâinile oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru frații noștri și rugați-vă și pentru acei care primesc cuvântul lui Dumnezeu. M-a sunat o soră și mi-a spus, sunt din Cluj, am primit o carte, un pliant, mi-a spus soră, un pliant. Și am și eu o întrebare, cine sunteți și când l-a spus? Și am întrebat-o, soră dragă, dar l-ați citit? Da, l-am citit, este foarte bun. Și i-am spus, suntem adventiști de ziua 7. Dragii mei frați, aș vrea să înțelegem un lucru. Că mai mult decât predicarea cuvântului Dumnezeu, este trăirea noastră în mijlocul oamenilor. Când a auzit femeia aceasta că suntem adventiști de ziua 7, și-a luat timp și aproape 40-50 de minute am stat cu ea în noapte, de la ora 10 în sus, și am învățat împreună și apoi mi-a povestit despre o vecină deosebită, o creștină, nu doar cu numele, ci creștină în adevăratul sens al cuvântului, care femeia aceasta a fost un model pentru toată strada aceea și femeia aceasta fusese adventistă, dar în urmă cu o săptămână, două, femeia Domnul o chemase la odihnă și îi părea așa de rău că n-a putut ajunge la înmormântarea acestei femei.
Și vorbea așa de frumos, zice că în fiecare sabat o vedeam cu Biblia în mână plecând la adunare și spunea, îmi pare rău că nu a fost când era și ea în viață, să merg cu ea. Da. Și femeia a înțeles chemarea lui Dumnezeu și a început să studieze. Frații mei, sunt mulți oameni, mulți, care în urma primirii cuvântului lui Dumnezeu suntem sunați. La fel m-a sunat un frate care în anul 95 a primit botezul în Biserica Adventă. Dar nu a stat mult omul aici în Biserica Adventă și 2 ani mai târziu a fost exclus. Probabil omul a călcat cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a întâlnit în momentele acestea cu Scriptura din nou și mi-a spus, mai este timp și pentru mine este timp. Vreau să mă pregătesc și eu, pentru că eu atunci nu l-am cunoscut pe Domnul cu adevărat. Vreau să mă pregătesc și l-am pus în legătură cu un pastor din Târgoviște, în zona aceasta, în care omul acesta lui Dumnezeu va lucra împreună cu el să-l pregătească pentru botez. Se fac pași repezi. Ies foarte mulți oameni din lumea aceasta care au căutat bucurie și n-au găsit-o și se întorc la Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Așadar, puneți pe lista dumneavoastră de rugăciune orașul acesta, Clujul, ca Dumnezeu să scoată ce este de scos din Cluj. Iubiții mei frați, așa cum știți, lucrăm cu cartea aceasta, Ultimul apus de soare, 0,58 de bani. 0,58 de bani. Mai avem să mai primim încă 56.000, cred, cu prețul de 0,58 de bani. Apoi 100.000 le vom face cu prețul de 0,56 de bani. Dumnezeu să vă binecuvânte pe toți care vă implicați. Pentru că dumneavoastră sunteți aceia care ne furnizați sămânța pe care o punem în mâinile oamenilor. De aceea vă anunț, de asemenea vă anunț, că am dat comandă să mai facem, să mai luăm încă 30.000 din cartea Adevărata zi de odihnă. Am luat și 500 de Biblii. Avem și pliante. Am avut și Calea către Hristos. Așadar, când mergem, mergem echipați cu tot. Tragedia veacurilor. Și orice palmă de pământ trebuie să primească cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânte, pentru că dumneavoastră sunteți acei care ne împingeți de la spate să facem lucrarea aceasta în numele Domnului. Ce aș mai avea de spus? Astăzi a fost întâlnirea aceasta pe care Papa a anunțat-o din mai și care nu s-a mai ținut în mai, dar a fost o liniște dinaintea furtunii. Frații mei, vreau să vă spun că din momentul acesta a început numărătoarea inversă și se vor mișca rapid. De la ora 3, după amiaza aceasta, în direct, pe YouTube, s-a ținut această întâlnire unde foarte mulți prelați, într-o sală mare, vorbeau despre fraternitate. Toți trebuie să fim frați. Pământul întreg trebuie să fim frați și să fim supus unuia singur conducător și acesta să fie Papa. Am să vă dau mai multe detalii într-o altă prezentare, pentru că avem frații noștri care cunosc italiana și și-au notat toate lucrurile importante. Dar am văzut în mare despre ce este vorba. Fratelli tutto, toți frați de aici înainte. Așadar, ne apropiem cu pași repezi de legea duminicală. Dragii mei, nu știu ce să zic, dar nu la voia întâmplării este pandemia aceasta și ce se întâmplă pe fața pământului. S-ar putea ca într-o bună zi cineva să se ridice și să spună, vreți să oprim pandemia aceasta? Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Vă dați-vă seama că este globală, este mondială. Trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Doar întorcându-ne toți la Dumnezeu și strigând și rugându-ne lui Dumnezeu și sărbătorind duminica, doar așa se va opri. S-ar putea. Dar observ că Dumnezeu, prin cei 4 îngeri, mai ține frâiele pământului, pentru că mai sunt suflete de scos, sincere,
pentru cer. Iubiții mei frați, mesajul din seara aceasta se numește Păstrează-te curat! Păstrează-te curat! Dragii mei frați, vă invit să intrăm în mesajul din seara aceasta. Este un mesaj care ne vizează pe fiecare dintre noi. Pentru că dacă nu veghem, putem să murdărim hainele acestea. Vorbesc spiritual aici. Haine care au fost spălate cu sângele Domnului Iisus Hristos. Păstrează-te curat. Geneza, capitolul 1. Vă invit să deschidem Cartea Sfântă în prima carte, în primul capitol. Geneza, capitolul 1, versetul 24 până la versetul 31. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Notați-vă, subliniați-vă, Dumnezeu a zis. La om nu a mai fost așa. La animale spune că Dumnezeu a zis. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste păștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Și Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Foarte interesant. Dumnezeu alege meniul nostru. Astăzi am ajuns să ni-l alegem noi. Vedeți care era meniul? Să trăiești mult, să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Subliniați-vă. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană ce? Toată iarba verde. Și așa a fost. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Amin. Iubiții mei frați, dați distribuire pentru că voi intra în mesaj și nu vă mai cer. Să lucrăm împreună pentru a câștiga suflete pentru cer. Faceți sesiuni video ca mesajul să ajungă în multe case. Iubiții mei frați, Dumnezeu a zis, animalele. Iar după ce a făcut animalele acestea, ca o coroană a creațiunii, spune că Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a modelat din țărâna pământului, s-a plecat în genunchi și a început din plămădeala aceea, din lut, să facă ceva frumos. Iar după ce l-a făcut, spune că s-a plecat asupra lui și a suflat în nării suflare de viață, scânteia aceasta, și astfel s-a făcut un suflet viu. Suflarea de viață și pământul, corpul acela, mulajul acela, modelajul acela a luat viață pentru că scânteia, suflarea de viață fusese transmisă de Dumnezeu prin nările omului. Și în momentul acela, mecanismul acesta, sângele începe să alerge prin vene, prin artere, capilare. Inima se pune în funcțiune și omul deschide ochii mari și privește la Creator. Tată, ce frumos, dragii mei! Și spune Scriptura că primul
om, Adam, a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În omul acesta se oglindea chipul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun, dragii mei frați, multă înțelepciune a pus în el, pricepere, curăție, curat. Dar după 6.000 de ani, aproape 6.000 de ani de păcat, omul scade și din înălțime, avea o statură impunătoare și scade din înălțime și omul devine pipernicit în momentele acestea, oameni mici de statură, iar rata de viață este scurtă, 70-80 de ani, cei mai tari. La început trăiau 900 și ceva, aproape 1000 de ani. Dar păcatul intrând și lovind lumea aceasta, necruțător, a făcut să scadă tot și să murdărească tot ce făcuse Dumnezeu frumos. Da, Dumnezeu l-a făcut ca o coroană a creațiunii sale și l-a pus pe om să stăpânească peste tot. Iubiții mei frați, cât de mult a iubit Domnul pe om și îl iubește, că după ce a păcătuit și păcatul a intrat în lumea aceasta, în loc să moară cel care a săvârșit păcatul, intră în acțiune planul de mântuire care era făcut înainte de întemeierea lumii. Ce frumos! Mielul care a fost junghiat înainte de temeierea lumii. Dragii mei frați, așa de mult ne iubește Dumnezeu, încât l-a trimis pe singurul lui Fiu, unu, să vină pe pământul acesta și să ia păcatul meu și păcatul tău, mizeria mea, pentru că nu ne-am păstrat curați înaintea lui Dumnezeu și să ne ofere haina, neprihănirea Domnului Iisus Hristos, haina nepătată. O, dragii mei frați, să-i dai haina murdară și să-ți dea haina curată și peste un timp să o murdărești din nou. Foarte trist. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Psalmul 8, să vedem ce spune David aici cu privire la om. Psalmul capitolul 8. Voi citi de la versetul 3 până la versetul 9. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Oile și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul! Dragii mei frați, ne-a făcut cu puțin mai prejos, cu puțin! Și ne-a pus ca să stăpânim peste tot. Ne-a încununat cu slavă și cinste și glorie. Ce frumos! Ce frumos! Ce Dumnezeu bun avem! Cunoaște Dumnezeu chiar totul, totul despre noi? Cunoaște El totul! Psalmul 139. Haideți să studiem, dragii mei frați. Să punem bazele corect. Psalmul 139. Este un psalm al lui David. Versetul 14 până la versetul 16 spune așa. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta.
Acum, atenție! Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip, ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cunoaște Dumnezeu chiar tot despre noi? Dragii mei, frați, David spune, când eram un plod în pântecele mamei mele, tu mă cunoșteai, mă știai pe nume, știai tot despre mine. Iar în altă parte din Scriptură spune că nu cade un fir de păr din capul nostru, fără să știe el. Domnul cunoaște totul despre noi. Ce mare Dumnezeu avem! Ne-a făcut niște oameni cu rațiune să putem să deosebim binele de rău, să putem să fim curați și să alegem pe Dumnezeu. Ne-a binecuvântat cu ochii, dragii mei frați. Ce frumos! Să putem vedea măreția lui Dumnezeu, măreția lucrărilor lui, culorile aprinse, cerul acesta albastru, înaltul cerului, zenitul, marea, florile. Dimineața să putem să privim în zare și să vedem răsăritul soarelui, iar seara să ne aducem din nou aminte de Dumnezeu când soarele apune. Ce frumos! Ce frumos! Apusul de soare și să vezi în toate acestea măreția, puterea lui Dumnezeu. Iubiții mei frați, ne-a dăruit cartea aceasta ca prin ochii noștri, studiind-o, să primim binecuvântări cerești, iar prin noi să transmitem la rândul nostru binecuvântările pe care le primim de la Dumnezeu prin cartea aceasta celor care nu văd, care sunt orbi spirituali și corporali. O, Doamne, ce frumos! Pentru aceasta ne-a dat Dumnezeu ochii, să putem să vedem măreția lui Dumnezeu și să lucrăm pentru El. Dragii mei frați, nu știu dacă ne-am imaginat ce ar însemna și ce înseamnă să fii orb. Nu știu dacă cineva dintre noi s-a pus în situația celui care nu vede, care merge cu bastonul acela și ar vrea și el să treacă șoseaua. Să nu vezi nimic. Să fie întuneric în viața ta, iar zilele să fie lungi și negre. Nu ne-am imaginat niciodată ce înseamnă lucrul acesta. Nu ne-am pus niciodată în pielea omului orb, că dacă ne-am fi pus, ne-am fi purtat frumos cu ochii aceștia. Păstrează-te curat, este mesajul din seara aceasta. Dragii mei frați, spiritual vorbind, Dumnezeu ne-a dăruit acești doi ochi, canale de lumină pentru cei morți spirituali, ca noi să-i conducem pe drumul marcat cu sânge care duce către cer. Pentru aceasta ai ochi, nu pentru altceva, să satisfaci tu plăcerile tale cu privirea și... No! Omule, ascultă-mă ce spun în momentele acestea. Tu ai o responsabilitate mare față de cei ce nu văd. Iar această responsabilitate Dumnezeu ți-a încredințat-o. Ești răspunzător pentru cei ce nu văd. Aici mă refer și la cei care sunt corporali, orbi, și la cei care nu văd spiritual. În apropierea mea de Dumnezeu, m-am întrebat de multe ori, Doamne, se poate ca oameni cu ochi deschiși să nu vadă? Se poate, pentru că unii cât ochii mari deschiși și zici că văd totul. Și dacă le întreb, tu vezi? Spune, eu văd.
Și m-am întrebat, Doamne, se poate ca oameni care au ochi deschiși să nu vadă? Și Dumnezeu nu m-a lăsat. Și imediat mi-a trimis exemplu, ca eu să trag concluzia din Scriptură. Mi-a trimis exemplu unui om care credea că are ochii deschiși el. Ochii mari deschiși. Și aș vrea să citim împreună, să vedeți cum se numea omul acesta, ce credea el despre el. Numeri, capitolul 24. Numeri, capitolul 24. Versetul 3, pagina 174. 174. Balaam și-a rostit prorocia și a zis. Ce a zis omul acesta? Iată ce zice Balaam fiul lui Beor, atenție, omul cu ochii deschiși. O, dragii mei frați, omul acesta credea despre el că este prorocul Domnului și că el are ochii deschiși. Dar ce rușine! Măgărița să-l vadă pe îngerul Domnului, în timp ce omul acesta care spunea despre el și afirma sușitare că are ochii deschiși, nu l-a văzut pe îngerul lui Dumnezeu, măcar că de 3 ori s-a pus în fața lui să nu treacă. Și a fost avertizat la final că drumul pe care merge la pieire. Dragii mei frați, măgărița vede pe îngerul Domnului în timp ce omul acesta care pretinde că este omul lui Dumnezeu nu vede. Ochii lui Balaam vedeau altceva. Ochii lui Balaam găsise plăcerea în altceva. El vedea argintul sclipind frumos. Pe Balaam să-l fi întrebat de bani, de lucrurile acestea, de aur, argint, bogăție. Și-ți făcea un rezumat la lucrul acesta. Dar uitați-vă că ochii omului acestuia au fost așa de pervertiți încât l-a condus la moarte. Sunt creștini astăzi care nu au nicio plăcere pentru cartea aceasta. Declară că ei iubesc cartea aceasta. Ei iubesc Scriptura, dar în realitate ei nu iubesc, pentru că această carte nu este deschisă în casele lor. Ei iubesc televizorul, dragii mei frați. Casele unde domnesc televizoarele, uitați-vă și mergeți în vizită și veți vedea Biblii prăfuite care n-au mai fost scoase de mult din sertare, în timp ce televizorul acesta este în mijlocul camerei, ca un altar închinat lui Baal, ca să privești la el din toate colțurile camerei. Și nu ai decât unul. Și ai în fiecare cameră să aibă și copilul și tu și toți să nu vă certați pe el în timp ce cuvântul lui Dumnezeu este lăsat la o parte. Dar tu spui că iubești Scriptura. Pentru ei televizorul este Scriptura. Cum poți să-L privești în ochi pe Domnul Iisus, cu acești ochi pe care El ți-a dăruit, ca tu să vezi, în timp ce tu privești la emisiunile spurcate, la filme, când tu privești pe internet la site-uri murdare, pornografie și fel și fel de lucruri întinate și mai ai puterea să ridici capul din pământ și să privești în ochi pe Iisus Hristos. Cum poți să faci așa ceva? Să-ți întinezi curăția morală pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o. Cum poți? Am stat în urmă cu mai mulți ani de vorbă cu cineva. Eram în adunare. Și am mărturisit acolo că are un
o slăbiciune să privească la filmele acelea de dragoste, de telenovelele, acele filme lacrimogene, amestecate cu mult desfrâu. Și i-am spus, dacă dorești, ne vom ruga și strigăm la Dumnezeu ca să poți să birui lucrul acesta. Și am primit imediat un răspuns din partea acelei persoane și a spus, nu te ruga, că îmi place. Am rămas cu un gust amar. Ce poți să faci? Dragii mei frați, prima dată păcatul este greșeală. Din greșeală te uiți, ai dat. Apoi devine plăcere. Samson, ia-o că-mi place. Iar după aceea devine robie, pune stăpânire pe tine și nu mai poți să mai scapi de acolo. Vedeți, frații mei, să ne ferească Dumnezeu să trecem pe aici. Dragii mei frați, dacă ochii sunt murdari, sunt probleme în tot corpul și corpul are de suferit, să știți. Dacă ochii sunt întinați, să nu uitați niciodată că într-un corp curat nu are ce căuta ochi murdari. Nu are ce căuta. Dacă tot corpul este curat, ochii murdari nu au ce căuta acolo. Iar dacă ochii sunt murdari, Duhul Sfânt nu poate locui în corpul acela. Păstrează-te curat! Păstrează-te curat! Aș vrea să citesc un paragraf din Spiritul Profetic. Trebuie să facem tot ce se poate, atât pentru noi cât și pentru copiii noștri. Atenție! Ca să nu vedem nedreptatea care există în lume. Să facem tot ce se poate ca să nu o vedem. Asta trebuie să nu mai avem televizoare în casele noastre și lucruri murdare la care să ne uităm. Noi trebuie să ne păzim ochii și urechile astfel ca aceste lucruri îngrozitoare ce să facă? Să nu pătrundă în mințile noastre. Dragii mei, dacă noi nu le păzim, atunci cine? Când mi se aduce ziarul, spune serva Domnului, simt că pare că ar trebui să-l ascund, astfel că lucrurile ridicole, senzaționale pe care le cuprinde să nu fie văzute. Se pare că vrăjmașul ticluiește multe dintre lucrurile care se publică și apar în ziare. Lucruri păcătoase, luate de oriunde, sunt descoperite și prezentate în toată goliciunea lor în fața lumii. Așa este, fraților. Mizerii, la tot pasul, fără rușine. Uitați-vă că nu mai am televizor de mult timp și nu mai deschid televizor de mult timp. Nici nu mai am cablu, nu mai am nimic. Și dau slavă lui Dumnezeu că l-a scos din casa mea. Dar înainte, la fiecare lucru, să zicem un lucru bun, că arată un telejurnal, mai băga o reclamă, alcool, desfrâu. Înainte de meteo, că mulți simt, lasă-mă că ne uităm și noi la meteo, vremea probabilă. Iar ziua următoare își dau seama că nu a fost așa. Cine sunt ei care să spună exact ceea ce se întâmplă? O, dragii mei frați, merg mai departe. Noi trebuie să ne păzim ochii și urechile. Cei care doresc să aibă acea înțelepciune care vine de la Dumnezeu, trebuie să ajungă nebuni în ce privește cunoașterea păcătoasă a lucrurilor acestui veac pentru a deveni înțelepți. Ce trebuie să facă? Ei trebuie să-și închidă ochii pentru ca să nu vadă și să nu învețe răul. Atenție! Trebuie să devenim orbi
să nu vedem și să nu învățăm răul. Ei trebuie să-și astupe urechile ca să nu audă ceea ce este rău și să nu dobândească acea înțelegere care le-ar pângări curăția gândurilor și faptelor. Și ar trebui să-și păzească limba pentru ca să nu rostească cuvinte stricate și pentru ca să nu se găsească vicleșug în gura lor. Dragii mei frați, ar trebui să devenim orbi, să închidem ochii, să nu vedem răul și urechile. Dar ce te faci că în timpul nostru prea mulți ochi sunt deschiși să vadă plăcerile lumii acestea și urechile sunt deschise larg ca să prindă sunetul bârfei, ca să poți să dai mai departe. O, dragii mei frați, păcat înaintea lui Dumnezeu. Întreb, ascultătorule și privitorule drag, ce vei face tu când privirea aceea tainică a lui Iisus Hristos se va întâlni cu ochii tăi care sunt murdari, care au privit la orice, numai la cuvântul lui Dumnezeu nu a privit? Ce vei face în clipa aceea? Haideți să vedem ce spune paragraful acesta. Gânduri despre Cartea Apocalipsei, pagina 55. Îndată ochii noștri au fost atrași, aici este vorba despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Poți să-L vezi pe Domnul tu și să faci parte din cei mântuiți cu ochii aceștia murdari? Nu. Haideți să vedem ce spune aici scenele acestea care se vor întâmpla acum la final. Îndată ochii noștri au fost atrași spre răsărit, deoarece s-a arătat un nor mic negru de aproape o jumătate de lat de mână, despre care noi știam că este semnul Fiului Omului. În tăcere solemnă cu toții priveam cum se apropie norul și se făcea tot mai luminos, din ce în ce mai strălucitor, până când a devenit un nor mare și alb. Partea de jos era ca focul. Un curcubeu era deasupra norului și în jurul lui erau mii de îngeri cântând o melodie deosebit de plăcută. Pe nor stătea Fiul Omului. Părul lui era alb și buclat, revărsat pe umerii săi, iar pe capul său erau multe coroane. Picioarele sale arătau ca focul. În mâna dreaptă ținea o seceră ascuțită, iar în stânga o trâmbiță de argint. Ochii săi erau ca para focului și cercetau pe copiii lui. Atunci toate fețele au pălit, iar cei ce lepădaseră pe Dumnezeu au fost cuprinși de întuneric. Noi am strigat, cine va putea sta în picioare? Este haina mea nepătată. Îngerii au încetat să mai cânte și a fost un timp de tăcere solemnă când Iisus a spus, vor fi în stare să stea cei care au mâinile curate și inimile sfințite. Harul meu este de ajuns. Atunci fețele noastre s-au luminat și bucuria ne-a umplut inima. Îngerii au intonat un cântec într-o nouă armonie în timp ce norul se apropia și mai mult de pământ. Îndată se arată la răsărit un nor mic și negru, cam cât o jumătate de palmă. Este norul care îl înconjoară pe Mântuitorul și care din depărtare pare cuprins de întuneric. Poporul lui Dumnezeu știe că acesta este semnul Fiului Omului. Într-o tăcere solemnă îl privesc cum se apropie, devenind din ce în ce mai luminos și mai strălucitor, până ce ajunge un nor mare și alb, având la temelie o slavă asemănătoare cu un foc mistuitor, iar deasupra curcubeul legământului, Iisus apare ca un cuceritor puternic. Acum nu mai este omul durerilor care să bea paharul amar al rușinii și al durerii. El vine biruitor în cer și pe pământ să judece vii și morții. Cel credincios și adevărat, în dreptate va judeca și va face război și oștile din ceruri îl vor urma. O, dragii mei frați, suntem atât de aproape de evenimentul acesta, dar vei putea tu să intri în numărul credincioșilor, să privești pe Iisus Hristos venind pe norii cerului, să te bucuri în timpul acela văzând că izbăvirea ta s-a apropiat și este gata. Sau vei fugi la munți și la stânci, pentru că ochii tăi au fost ochi murdari. Păstrează-te curat.
Ce bine ar fi dacă buzele noastre ar vesti îndurările Domnului. Frații mei, noi suntem trimiși de Dumnezeu cu un mesaj special la oamenii morți în păcate. Suntem trimiși cu un scop. Te-a ales Dumnezeu și te-a trimis și a spus, mergi, ca și Iona, la Ninive. Vorbind spiritual, noi suntem trimiși să înviem pe morți și să-i scoatem din locuința morților la lumina Evangheliei. Ce bine ar fi dacă buzele noastre și-ar face datoria față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Ce bine ar fi! Nu înțeleg și n-am înțeles niciodată cum poți cu aceste buze să vorbești de rău pe fratele tău, iar apoi ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Să-i cânți osanale lui Dumnezeu. Haide să cântăm cântarea cu tare. Cum poți? Cum poți juca acest joc murdar, satanic? Actorie în fața fraților, arătând cât de mult iubești. Ești în stare să sari, să-i îmbrățișezi, să-i săruți. Iar în spate... Să nu îți mai poți stăpâni gura, buzele, ura pe care o ai în tine. Iar gura ta să arunce o travă, cuvinte murdare. Cum poți? Dragii mei frați, marele preot Caiafa, omul acela care a fost rânduit atunci, în timpul acela, să conducă poporul lui Dumnezeu, condamnă la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, cu buzele acelea tremurând, îi rostește sentința. Aș vrea să citesc din Spiritul Profetic un paragraf scurt. Hristos, Lumina Lumii, pagina 540, spune, pe buzele lui Caiafa, adevărul acesta atât de prețios era transformat într-o minciună. Planul susținut de el era întemeiat pe un principiu împrumutat de la păgânism. La păgâni, conștiința obscură că unul trebuia să moară pentru neamul omenesc, dusese la aducerea de jertfe omenești, așa că acum Caiafa propunea să-l sacrifice pe Iisus ca să salveze un popor vinovat, nu din nelegiuirea lui, ci în nelegiuire ca să poată continua în păcat. Și el spera să liniștească prin acest raționament remușcările acelora care ar fi îndrăznit să spună că până acum nu se găsise în Iisus nimic vrednic de moarte. Caiafa! Dragii mei frați, sunt oameni care stăpânesc cu greu buzele și gura în fața fraților, așa cum am mai spus. Iar de multe ori, poate că ați observat și a sesizat și dumneavoastră, gura lui ia pe dinainte și le scapă cuvântul pe care de-abia îl ține să nu-l zică în fața fraților și se scapă cuvintele acestea murdare. Îmi aduc aminte de un om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a chemat, unul din ucenici, un om în vârstă. Și timp de 3 ani și jumătate omul acesta a stat împreună cu Domnul Iisus în grupul celor 12 ucenici. Și când se părea că totul este bine și omul este vindecat complet, într-o seară, când Iisus Hristos era dus înaintea lui Pilat, la para unui foc, omul acesta este... zărit de o slujnică care spune că până și cuvintele te dau de gol. Este recunoscut pentru că avea un vocabular aparte acum. Dar știi ce a făcut omul acesta? Ca să nu mai fie recunoscut și să dea de bănuit că este copilul lui Iisus Hristos, copilul lui Dumnezeu.
Omul acesta spune că s-a lepădat cu jurământ și cu blestem. A început să scoată lucruri murdare din gura lui, să demonstreze celor ce erau la parafocului aceluia că nu-l cunoaște pe omul acesta. O, Doamne, câți dintre noi nu facem așa? Aș vrea să citesc, să vedem ce spune pana inspirat aici. Viața lui Iisus, pagina 391. La aceste cuvinte, da, când este recunoscut, da, Petru a fost umplut de furie, a supărat rău de tot. Și spre a induce în eroare pe întrebători și spre a-și menține caracterul prefăcut, început să tăgăduiască pe maestrul său. Cu ce? Cu blesteme și jurământ. A început să jure, să se blesteme, să înjure acolo. Și imediat după aceasta ce s-a întâmplat? A cântat cocoșul pentru a treia oară. Petru l-auzia acum și pe când jurământul degradator era încă proaspăt pe buzele sale și cântatul strident al cocoșului răsuna încă mereu la urechile sale, Mântuitorul își întoarce privirea de la judecătorii săi supărăcioși și privi drept în față pe sărmanul său ucenic. În acest timp ochii lui Petru se îndreptară în mod involuntar către maestrul său. El citea în acea privire blândă numai compătimire și durere, dar nici o mânie nu se observa. Petru a fost cuprins de mustrări, de conștiință, memoria sa a fost reîmprospătată. El își aminti de promisiunea pe care o făcuse cu câteva ore mai înainte, că el va merge pentru Domnul său la închisoare și la moarte. El se gândea la durerea pe care o simțise când Mântuitorul îi zisese, când ședeau pe terasă unde locuiau ucenicii, că el îl va tăgădui de teori în noaptea aceea pe maestrul său. Petru tocmai declarase că nu cunoaște pe Iisus, dar acum el recunoștea cu amar cât de bine îl cunoștea Domnul pe el și cât de exact citise el interiorul inimii sale, a cărei falsitate era necunoscută chiar lui. El gemea în spiritul său când își dădu seama că maestrul său avea de suportat nu numai umilințele amare din partea vrăjmașilor săi, ci el a avut de suferit și o altă înjosire printr-unul dintre ucenicii săi care îl părăsise și care refuza a-l mărturisi în ceasul încercării. O, dragii mei frați! Petre, mă iubești tu pe mine? Da, Doamne, te iubesc! Și de trei ori repetă Domnul Iisus Hristos întrebarea și pare că Petru nu-i convine a treia oară și Domnul de trei ori a spus și îi spune Petre, spune, Doamne, eu voi merge cu tine până la moarte și spune pe Domnul, te vei lepăda de mine, până să cânte cocoșul te vei lepăda de trei ori. Dragii mei frați, în timp ce era la focul acela, după ce se lepădase de două ori, în timp ce era la focul acela, deodată, după ce se lepăda treia oară cu blesteme și vorbe murdare, să demonstreze că n-are nimic în comun cu Iisus Hristos. În momentele acelea se face o liniște solemnă. Pentru că trebuia să intre cineva în scenă, să-i aducă aminte lui Petru. Și în momentele acelea o liniște tainică. Și deodată în liniștea aceea o pasăre, un cânt se aude în noapte. Și când Petru privește la Iisus și ascultă cântecul acela, își dă seama de gravitatea păcatului său și spune că în momentele acelea a plâns cu amar și a plecat. I-a părut rău! I-a părut rău! Frații mei dragi, de teamă, de frică, sunt frați și surori care la locul de muncă de teamă că vor fi marginalizați, nu vor fi băgați în seamă, vor fi lăsați ultimii pe acolo. Dau frâu liber gurilor la vorbe murdare, înjurături, vorbe cu multe înțelesuri, făcând până și pe îngerul lui Dumnezeu să-și plece capul de rușine și să plângă, să-l lăcrimeze.
Mă, de ce faci lucrul acesta? Că tu la adunare nu faci așa. Dar de ce faci? Păi, să nu fiu marginalizat, să fiu dat la o parte. Petru! Spune că Petru și-a venit în fire în noaptea aceea. Cum poți spune te iubesc cu buzele acestea? Te iubesc, Doamne, când buzele tale arată contrariul. Cum poți? Când din gura aceasta care spune că îl iubești pe Dumnezeu și-i cânți o sanale, după colț, când nu te vede nimeni, începi să vorbești lucruri mizerabile, să vorbești de rău pe frații tăi, să bârfești. Sunt unii care au devenit artiști, artă. Ia un cuvânt de aici, îl duce dincolo, de dincolo îl duce dincolo și uite așa, ai auzit de cutare. Uitați-vă că îi găsiți în fiecare biserică. Nici nu intră lumea bine pe poartă că te oprește. Ai auzit ce s-a întâmplat? Cutare a făcut cutare. Cutare a făcut cutare și imediat toată biserica e pusă. Și în loc să stai să te concentrezi la cuvântul lui Dumnezeu, stai în mintea ta ce ți-a spus omul acela demonizat. O, Doamne! Când, Doamne, ne vom opri din bârfele acestea? Am spus-o și-o mai spus și-o mai spun. Nu doar aceștia care bârfesc sunt vinovați. Chiar sâmbătă trecută sau acum două sabate am spus-o. Dacă n-ar fi ascultători oameni buni, bârvitorii s-ar opri să vină la tine să-ți spună ceva și tu să-i spui, pleacă de aici. Nu am nevoie să-mi spui tu lucrurile acestea. Nu mă interesează. Te rog frumos, pleacă de la mine. Și-ar pleca rușinat și s-ar duce la altul și altul i-ar face tot așa. N-ar mai veni. Dar dacă tu stai cu urechea deschisă și asculți muzica buzelor lui și fel și fel de lucruri pe care mai pune și câte o virgulă și un punct și... Așadar, bârfitorii și cei ce ascultă sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Același păcat. Vinovați sunt amândoi. Cum poți spune că te iubesc, Doamne, când cu gura ta, cu buzele tale, arăți contrariu? Dragii mei frați, Iuda a vrut să arate în fața ucenicilor ceea ce n-a făcut niciunul dintre ei. Și în fața marii gloate și-a mers înaintea lui Iisus Hristos când toți erau gata și pregătiți să fugă din grădina aceea. Și omul acesta merge cu pași mari spre Iisus Hristos, îl îmbrățișează și îl sărută. A vrut să demonstreze cât de mult îl iubește el pe Domnul Iisus Hristos. Dar este sărutul trădării. Iuda, ce ai de făcut, fă repede, cu un sărut, vinzi tu pe Fiul omului. Frații mei dragi, ar trebui să strigăm la Dumnezeu zi și noapte. Doamne, ai milă de noi, pentru că în aceste timpuri, când istoria pământului aproape s-a terminat, sunt prea mulți, s-au înmulțit Iuda pe fața pământului, care în față spun cât de mult te iubește și sare în brațe și chiar te sărută și chiar se spală cu tine la cină, iar în spate umblă cu punga în buzunar, cerând un preț de nimic pe tine. Te-ar vrea mort. Doamne, fă Tu dreptate. Păstrează-te curat într-o lume murdară. Am pus o fotografie la început în care un nufăr alb pe o apă murdară era imaculat. Dragii mei frați, creștinul așa poate fi. Într-o lume beznă, plină de întuneric, plină de păcat, creștinul trebuie să fie alb, nepătat, neîntinat. Chiar dacă este înconjurat de ape murdare, păstrează-te curat. În bunătatea lui,
Domnul ne-a binecuvântat și cu ureche, cu auz. Să putem să deosebim din gălăgia, din tumultul lumii acesteia, vocea lui Dumnezeu. Ce frumos! Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi auzit nimic? Nici vocea copilului tău, nici vocea părinților tăi, nici cântul păsărilor. Nimic! Ce s-ar fi întâmplat? Da, oameni buni, este prea multă gălăgie pe pământ, prea multe voci, prea multe urechi bolnave, prea multe urechi deschise doar în a auzi bârfe. Sunt așa de puține urechile care mai aud glasul lui Dumnezeu. Sunt tot mai rari oamenii pe pământ care deosebesc vocea lui Dumnezeu față de vocile celor din jurul nostru. Ascultă-mă! Dacă urechea ta este bolnavă, tu nu vei putea auzi niciodată susurul blând al Domnului Iisus Hristos. Nu-l vei putea auzi. Ai grijă, dragul meu, frate și stimată soră. Murdăria îți va întina auzul și nu vei mai putea face deosebire între sfânt și profan. În loc să asculți vocea lui Dumnezeu, măi, ce îmi spune Domnul? Stai cu urechile deschise să primești bârfa omului fără de legi care vine aproape de tine să-ți vorbească și să-ți bârfească pe toți. Și tu de rușine chipurile stai acolo și asculți și dai din cap, afirmativ. Dacă ești omul lui Dumnezeu, gonește-l de acolo, înapoi a mea satanul. Păstrează-te curat. Doar așa, păstrându-ne curați, vom putea să auzim vocea lui Dumnezeu. Frații mei dragi, mă apropii de încheiere. Există un corpul nostru, un mădular foarte important, foarte important. Iar dacă acest mădular va fi închinat Domnului Iisus Hristos, tot corpul nostru va fi sănătos și curat. Tot! Practic este punctul de comandă care comandă tot corpul nostru. Iar dacă mădularul acesta îl încredințăm Domnului Iisus Hristos, atunci ochii noștri, buzele noastre, gura noastră, urechile noastre și totul va fi curat. Proverbe, capitolul 23, versetul 26. Proverbe. Versetul 26. Pagina 661. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dragii mei frați, dacă inima este murdară, atunci și ochii noștri vor fi murdari. Și buzele noastre vor scoate murdărie, iar auzul nostru nu va mai selecta lucrurile bune și va primi și ce este rău. Dacă inima este curată, dacă în inima noastră domnește Iisus Hristos, tot corpul nostru va fi sfințit. Marele medic cunoaște deja problema noastră. Dacă ochii noștri văd lucruri murdare și buzele noastre vorbesc cuvinte rele și urâte, iar urechile noastre aud doar bârfele lumii acesteia, înseamnă că inima noastră și-a schimbat stăpânul. Poate că sunt direct, dar nu pot fi în altfel. Dacă ai ochi care privesc mizerii, lucruri murdare, buze care vorbește de rău pe aproapele
și urechi care ascultă bârfele lumii acesteia și buzele acestea care nu-și mai fac datoria, înseamnă că inima ta, care este centrul, și-a schimbat stăpânul. Fiule, dă-mi inima ta, spune Domnul Iisus Hristos. Aș vrea ultimul paragraf să-l citim în seara aceasta. Calea către Hristos, pagina 43, spune: întreaga noastră inimă trebuie să se supună lui Dumnezeu. Dacă nu, nicio schimbare nu se va produce în noi prin care să fim făcuți iarăși asemenea lui. Din fire noi suntem înstrăinați de Dumnezeu. Duhul Sfânt descrie starea aceasta noastră în următoarele cuvinte: morți în greșelile și în păcatele noastre. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Noi suntem ținuți cu putere în cursa lui Satan, de care au fost prinși ca să-i facă voia lui. Dumnezeu dorește să ne vindece și să ne elibereze, dar pentru că aceasta cere o transformare completă, o reînnoire a întregii noastre naturi, ce trebuie să facem? Trebuie să ne supunem pe deplin lui Dumnezeu. Întreaga noastră inimă, dragii mei frați, trebuie să se supună lui Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta. Dragii mei frați, sunt multe inimi bolnave, multe. Avem nevoie urgentă de operație. Marele medic este pregătit să intre în sala de operație. Nu te costă nimic. Operația este gratuită. Numai tu trebuie să-ți dai acordul și să accepți intervenția divină a marelui medic. Succesul este garantat încă de la început. Nu te pune să-ți dai semnătura cum se întâmplă astăzi. Mă, dacă moare, moare și a dat semnătura. Dragii mei, pentru noi a murit cineva înainte. A murit Iisus Hristos. Noi nu putem muri. Operația este garantată. Nu vrei tu chiar în seara aceasta, dintr-un om murdar, să devii un om curat, cu o inimă nouă care să bată doar pentru El? Nu vrei tu? Nu ți s-a urât atâta timp în care inima ta a bătut între doi Dumnezei? Nu ți s-a urât lucrul acesta? Dumnezeu cere în seara aceasta și spune: fiule, dă-mi inima ta. Dacă voi intra în inima ta, voi face curățenie și eu voi locui în inima ta, iar ochii tăi vor putea să vadă lucruri curate, iar urechile tale vor auzi vocea mea și buzele tale vor vesti lauda mea și slava mea și Evanghelia aceasta va fi vestită în toată lumea pentru mărturie și mulți se vor întoarce la mine. Nu vrei tu să faci lucrul acesta? Dacă vei accepta schimbarea, atunci Domnul va intra în inima ta. El va fi stăpânul inimii tale, iar ochii, buzele și urechea vor fi sfințite prin El și Duhul Sfânt va locui în tine. Apel în seara aceasta. Dragii mei frați, este târziu. Și dumneavoastră vedeți lucrul acesta. Ne-a mai rămas doar câteva clipe de stat pe pământul acesta. Dacă simțim chemarea lui Dumnezeu, care pune o presiune prin Duhul Sfânt pe fiecare dintre noi și ne arată că noi suntem murdari, dacă ochii tăi nu mai găsesc plăcere în cartea aceasta, înseamnă că inima ta bate pentru celălalt. E nevoie urgentă de operație. Nu vrei să-i slujești lui Hristos? Te chem în această seară, împreună cu familia ta, cu copilașii tăi. Poate că n-ai făcut-o niciodată, că nu ai știut lucrul acesta. Și nu ai auzit niciodată.
În seara aceasta pleacă-te în genunchi înaintea lui Dumnezeu și spune-i lui Dumnezeu, mărturisește-i lui Dumnezeu cât de murdar ești. Doamne, așa este. Ochii mei au privit mai mult la Steaua și Dinamo și Barcelona și Real Madrid, au privit mai mult la lumea aceasta decât să privească la cartea aceasta sfântă. Ochii mei au văzut lucruri murdare, filme mizerabile, site-uri, au văzut lucruri care mi-e scârbe de ele. Vreau să mă pocăiesc în seara aceasta. Gura mea nu și-a făcut datoria față de tine, Doamne, nici față de copilașii mei, familia mea. Eu doar i-am dat să mănânce, atât am știut, și să bârfesc pe aproapele. Dacă simți că ești cercetat în seara aceasta, pleacă-te pe genunchi împreună cu mine. Urechea mea, Doamne, în loc să audă glasul Tău, susurul blând care Te cheamă și mă cheamă acasă, hai, copilul meu, e târziu. Urechea mea a auzit vocea celuilalt și am lăsat-o deschisă doar la bârfele lumii acesteia și am dat apă la moară celui ce aducea vești rele. Dragii mei frați, Dumnezeu să ne ierte, dacă simți că ești cercetat în seara aceasta, te rog, împreună cu mine, când mă voi pleca la rugăciune, să te pleci și dumneata și să răspunzi cu amin la ruga pe care o voi înălța. Dumnezeu să ne cerceteze pe toți și să facă din noi niște copii curați. Este târziu, oameni buni, și Dumnezeu ne cere în aceste timpuri murdare să ne păstrăm curați. Așa cum vă spuneam, dacă inima va fi curată și Domnul locuiește în inima ta, atunci tot corpul, tot trupul nostru va fi sfințit prin Duhul Sfânt și Duhul Sfânt va fi în noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Înainte să vă chem să ne plecăm pe genunchi înaintea Domnului, avem câteva motive de rugăciune în seara aceasta și aș vrea ca și dumneavoastră să vi le notați. În primul rând îl avem pe Cornel și familia lui. Aș vrea să-l punem înaintea lui Dumnezeu. Cornel din Italia. De asemenea, vreau să-l punem pe fratele Amedeo, păstorul nostru iubit, care prezintă aici la Iacov Israel, are o problemă de sănătate și se află internat în spital. Haideți să-l punem înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l aducă cu bine acasă. Iar lucrarea pe care a început acolo în spital să aducă rod, pentru că omul lui Dumnezeu se implică în spital în momentul acesta. Are cărți, are Biblii care oferă la toți care sunt bolnavi și doritori de mântuire. Și Dumnezeu să-l aducă acasă. L-a trimis în linia întâi, Domnul. Trebuie să ne rugăm pentru el. Pentru fratele Ciprian din Franța și familia dânsului, să-l punem înaintea lui Dumnezeu. Pe fratele dânsului, pe Cătălin din Franța și familia lui, la fel să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Sunt oameni iubiți de Dumnezeu și de noi toți. Îi purtăm în rugăciune. Sora Aretia dorește rugăciune pentru dânsa și pentru copiii ei, care sunt Daniel, Roxana, Ionela, Cătălin și nepoata Alexia, Ana Maria, care își dorește din toată inima această soră ca toți să vină la Domnul. Sora Stella dorește să ne rugăm pentru Monica și Dănuț, pentru întoarcere la Domnul. Sunteți mulți care ați scris că vă doriți din toată inima ca familiile să se întoarcă la Dumnezeu. Ce frumos! Pentru sora Esther, această soră ne-a rugat să ne rugăm pentru soțul dânsei ca să primească botezul. Înseamnă că soțul deja a început să studieze. Domnul să-l binecuvânte. Pentru Nela, Roșu Nela, sănătate. Aceste surori care lucrează pentru Domnul, una din ele are probleme de sănătate. Dumnezeu să binecuvânte și pe cei care au fost botezați săptămâna trecută.
fratele Mihaia cu 2 săptămâni și soția dânsului Cornelia, iar săptămâna trecută în Franța, fratele, sora Galina, fratele Artiom și soțul surorii Galina. Dumnezeu să-i binecuvânte pe toți, pe Ruslan, să-i binecuvânte pentru că au încheiat legământul cu Domnul. Urmează încă o parte din familia lor să încheie legământ cu Domnul din Italia, pe sora Silvia și pe fica dânsei. Și toți care doriți să studiați și să vă pregătiți pentru cer, suntem la dispoziția dumneavoastră. Așadar, dragii mei, haideți să ne plecăm în genunchi. Este timp pentru rugă. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste momente solemne, Tu din înălțimea cerurilor ești atent la noi, Doamne, pentru că vrei din toată inima ca să asculți mărturisirea noastră. Doamne, spunem că suntem niște oameni păcătoși și ne pare rău în momentele acestea de viața pe care am dus-o departe de Tine. Doamne, Tu ne-ai dat ochi ca să vedem puterea Ta, măreția, slava Ta, să putem, Doamne, să studiem cuvântul Tău și să spunem și altora și ochii noștri s-au murdărit în păcate în lumea aceasta. Te rugăm, Doamne, să ne ierți și curățește-ne ochii, Doamne. De asemenea, Doamne, ne-ai dat buzele acestea ca să Te vestim celor ce nu Te cunosc. Iar buzele noastre de multe ori au vestit neadevăruri. Am vorbit de rău pe frații noștri, Te rugăm să ne ierți, Doamne. Curățește-ne prin sângele Tău, ne-ai oferit urechi, auzi, să ascultăm și să deosebim de vocile lumii acestea, de gălăgia lumii acestea, să auzim vocea Ta, Doamne. Dar noi am lăsat urechile închise la cuvântul Tău și am deschis urechile mari și largi pentru ca să ascultăm bârfele lumii acestea. Te rugăm, iartă-ne, Doamne. Ne cerem iertare în momentul acesta și recunoaștem că suntem păcătoși. Te rugăm, Doamne, că suntem așa de bolnavi, că inima noastră, în loc să bată pentru Tine, inima noastră bate pentru altcineva. Te rog din tot sufletul în momentul acesta, Tu ca mare medic, intră în inima noastră și curățește-o, schimbă-o, Doamne, și pune Tu o inimă curată și ascultătoare de Tine și de cuvântul Tău. Dacă inima noastră va fi schimbată și Tu vei locui în ea, atunci corpul nostru va fi sfințit prin cuvântul Tău și Duhul Sfânt își va găsi plăcere în noi. Te rugăm, Doamne, să se îndeplinească în noi lucrul acesta. În momentele acestea îți mulțumesc din tot sufletul pentru mesajul care a fost transmis în seara aceasta, care a avut amprenta Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc din toată inima, Doamne, pentru că am simțit că Duhul Tău cel Sfânt a fost aici. Binecuvântă pe toți care au ascultat mesajul și ajută ca multe suflete să se întoarcă la Tine. Te mai rog, Doamne, ca să binecuvânți acum pe Cornel și familia lui din Italia. A încheiat legământ cu Tine, dar furtuna continuă și lovește în el, cu toate că el stă neclintit ca un brad verde în mijlocul iernii și în mijlocul uraganelor și frigului. Te rog din toată inima, nu-l lăsa, Doamne, copilul acesta și răspunde-i, Doamne, după credința lui. Are mare credință omul acesta. Fă să înceteze, Doamne, vântul acesta, furtuna care s-a abătut peste el. Te mai rog, Doamne, să-l binecuvânți pe fratele meu Amedeo, pe fratele nostru, păstorul iubit de Tine și de noi toți. Binecuvântă-l pe omul acesta cu sănătate. Are nevoie de sănătate în aceste timpuri când planeta Pământ pare că este bolnavă. Noi, Doamne, dacă suntem bolnavi, noi nu putem transmite mesajul, pentru că suntem ca toți ceilalți. De aceea te rog din toată inima, vindecă-l pe omul acesta. Iar dacă l-ai trimis acolo și se află în spital, înseamnă că Tu ai o misiune pentru el și el lucrează pentru Tine în linia întâi acum. Dă-i izbândă și ajută-l când se va întoarce de acolo, urgent, să se întoarcă cu suflete pentru cer. Te mai rog să-l binecuvânți pe fratele Ciprian din Franța și familia dânsului. Întărește-i, Doamne, în credință. Ai grijă de copilașii lui, de el,
de fratele dânsului, de Cătălin și familia dânsului. Binecuvântă oamenii aceștia scumpi, Doamne, care se implică în lucrarea Ta și dau totul pentru Tine și sunt pentru Tine, Doamne, ca să facă lucrare, ca mulți să se întoarcă la Tine. Te rog, Doamne, să binecuvânți pe sora Aretia, care ne-a trimis aici copiii dânsei, care a cerut să-i punem înaintea Ta, pe Daniel, Roxana, Ionela, Cătălin și nepoata Alexia, Ana Maria. Are o dorință frumoasă femeia aceasta, sora aceasta, și dorința ei este ca acești copii și nepoata să se întoarcă la Tine și să încheie legământul cu Tine. Răspunde-i, Doamne, rugii ei, Te rog din toată inima. Pentru sora Stella, binecuvântă-o, Doamne, este o mamă care își dorește ca fiica, Monica și Dănuț, să se întoarcă la Tine. Sunt multe mame care își plâng copiii care au plecat în lumea aceasta și își dorește din toată inima și această mamă ca să asculți ruga ei. Ascult-o, Doamne, că plânge mult. Te rog să-mi binecuvânt și pe sora Ester, care a adus înaintea Ta în seara aceasta, pe soțul dânsei care dorește să încheie legământul cu Tine. Binecuvântă, Doamne, pe soțul ei și pe ea și ajută ca familia aceasta să fie întreagă și unită și în împărăția Ta. Iar ceea ce și-a propus soțul dânsei, să încheie legământul cu Tine și să facă bucurie în cer. Binecuvântă și pe sora Nela, care are o problemă de sănătate. Te rog din toată inima, ai grijă și de ea, protejează-o, oferă-i sănătate, oferă-i credință și ajută-o să lucreze pentru Tine. Îți mulțumesc, Doamne, sunt multe cerințe de rugăciune, Doamne. Nu că nu am vrea să ne rugăm pentru toți, dar sunt mulți, pe mulți am uitat, Doamne. Dar îi aducem înaintea Ta că Tu nu i-ai uitat, chiar dacă noi i-am uitat, Tu nu i-ai uitat. Și îi aducem pe toți care au cerut să ne rugăm pentru ei, îi punem înaintea Ta. Ai grijă de ei, Doamne, și răspunde, Doamne, cerințelor pe care le au. Îți mulțumesc din toată inima mea pentru că ești bun, și că în seara aceasta ne-ai cercetat pe fiecare în parte din cuvântul Tău. Lăudat să fii Tu, Tată, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Amin.
Iisus.